Prin această acțiune, Școala Generală George Topârceanu s-a alăturat miilor de școli din sute de țări din întreaga lume. Prichindeii au susținut un program în care au descoperit semnificația fiecărui arbore în parte, dar și poezii specifice acestei zile. Trec printre arborii aceștia înalți, să-mi caut amistrâși ca pe o comoară. Și drumurile nu mă mai cunosc, nici prietenii buimari de odinioară. A fost câte un copil pentru fiecare clasă reprezentativ și s-au plantat 10 copaci în parcul care se va extinde în jurul școlii. După ce au dezvăluit tainele fiecărui copac, micuții au ieșit în curtea școlii și au plantat arbori. Dornici să păstreze natura cât mai curată, ne-au împărtășit anumite lucruri, printre care și faptul că ei vor o culoare verde în jurul lor. Ce faci aici? Sop. Pentru ce sop? Plantezi. Și ce plantați copaci? Pentru pace. Pentru pace? Ce ne dă? Ciupețe natură. Cum ar trebui păstrată natura? Scopul acțiunii este de fapt să educăm copiii pentru natură, să înțeleagă de ce sunt arborii necesari pentru viață, să crească în spiritul acesta ecologic, să devină cetățeni responsabili. În această zi, școli din întreaga lume abordează acelea subiecte cu privire la mediul înconjurător și împărtășesc rezultatele activităților comunităților din care provin și lumii întregi prin intermediul internetului. În urma acestor acțiuni, mii de arbori sunt plantați, iar micuții învață că natura și tot ceea ce ne înconjoară trebuie păstrate cât mai curate și mai verzi.